Și în mediul rural, candidații au ieșit la vot. În comuna Bănești, candidatul PSD Gheorghe Stoica și-a exercitat dreptul la vot la una dintre secțiile din satul Urleta. Edilul a stat la coadă, ora la care a votat fiind și ora la care oamenii au venit de la biserică și s-au oprit la secțiile de votare. Am votat pentru bunul mers al localității și pentru înfrumusețarea și dezvoltarea localității. Au ieșit oamenii la vot? Până în prezent e procentajul destul de bun. La ora 12 în comuna Bănești, prezența la vot era de 23,96%.